Începând de mâine va intra în vigoare legea privind eliminarea unor taxe și tarife care se percepeau până în prezent în activitatea de evidență a persoanelor. Potrivit acesteia vor dispărea mai multe taxe și tarife care erau obligatorii până acum și care îngreunau activitățile specifice realizate de serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor. Între taxele și tarifele eliminate se numără taxa extrajudiciară de timbru în valoare de 5 lei pentru eliberarea certificatelor de atestare a cetățeniei și domiciliului, a copiei de pe decizia de schimbare a numelui, a actelor de identitate, a cărții de identitate provizorii și pentru furnizarea unor date din Registrul Național de Evidență a Persoanelor. De asemenea, au fost eliminate taxa extrajudiciară de timbru în valoare de 15 lei, necesară la schimbarea numelui și sexului, taxa consulară în valoare de 22 de lei, aferentă eliberării certificatelor de atestare a cetățeniei și domiciliului, taxa consulară în valoare de 35 de lei pentru identificarea unei persoane pe teritoriul României. Au mai rămas în vigoare doar taxele referitoare la contravaloarea cărții de identitate de 7 lei, contravaloarea cărții de identitate provizorii de un leu și la furnizarea de date cu caracter personal din registrul național de evidență a persoanelor de un leu.